flăcăi și fete mari, cu numai puțin minunatul recital de poezii, au și dat statul cel mai spectaculos spectacol care se numește Femeia, izvorul vieții pe pământ. Mama este primul nostru cuvânt. Mama este adăpostul căldurii și al dragostei. Mama este unica pe pământ. Ea este acea ființă care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni. Și da, anume ea este ființa căreia zilnic trebuie să-i mulțumim și să-i fim recunoscători, pentru că ne-a dăruit cel mai frumos și mai prețios cadou, viața. Atunci când suntem singuri și triști și când avem nevoie de ocrotire și dragoste, vrem ca alături să ne fie mama. Toată copilăria noastră, primul cuvânt, primul zâmbet, primul pas, toate sunt legate de aceeași persoană, mama. Ziua Internațională a Femeii, 8 martie, este ziua în care toată atenția este îndreptată către femeie. Ei îi sunt adresate cele mai calde și mai dulci cuvinte. Martie este luna care ridică femeia la rang de regină. În această zi, toate femeile, fie ele mamă sau nu, sunt sărbătorite de către soți, copii, prieteni și rude. Scumpe doamne și domnișoare, cu prilejul zilei de 8 martie, vă adresăm cele mai sincere cuvinte de felicitare, cordiale omagii, urări de bine și prosperare, căldură în suflet, dragoste și tot ceea ce este mai frumos. Fie ca tinerețea, feminitatea și gingășirea să vă însoțească mereu. Pentru început, cu un cuvânt de felicitare, îl invităm în scenă pe primarul satului Izvoare, domnul Sergiu Stechi. Domnule primar, scena va aparține. Seara, dragi și bițăteni, astăzi, 8 martie, este Ziua Internațională a Femeii. Din partea Consiliului Local de Bărbați, în numele tuturor bărbaților, din partea mea personală, vă aducem numai urări de bine și sănătate. Să dea Domnul să aveți pace, liniște în casă, să fiți iubite, respectate, stimate, adorate, nu numai în ziua aceasta, dar pe tot parcursul anului. Vă doresc un la mulți ani și din partea noastră câte un mic cadou pentru fiecare doamnă. La mulți ani, dragile noastre domnișoare, doamne, mame și bunele. Vă mulțumesc! Pentru cuvintele frumoase adresate nouă reprezentantelor sexului frumos cu nume femeie. Și dumneavoastră vă dorim multă sănătate, succes în tot ceea ce faceți ca primar și cât mai multe mandate! Dar toate vin spre casa părintească, locul unde fornești lume și unde te-aș da tu mereu cu drag părinții. Cu dorul de mamă, cu dorul de tată și de cuibul părintesc, vine în fața dumneavoastră doamna Elena Magin cu cântecul Of, Părinte Drag.
bunicile și bunicuțele, pentru toate femeile din această sală, dar asemeniu pe mine cu cântecul, m-aș duce și eu la joc. Mulțumesc, dragă mamă, pentru tot!
să-i facă. Credem că cel mai scump și cea mai mare bucurie pentru mămica ei, cât și pentru toate mamele din această sală, va fi câte bun Mama, interpretat de Andrei Mironiuc.
Bogdan Rață și Felicia Dragomir. Mama mea cea bună.
melodie. Întâmpinați-i cu aplauze! Ansamblul de dans popular București cu dansul Hora. Paie verde de cipare, suntem la mama noastră.
E că mama ne s-a dus, măi, ochișorii noștri mult au plâns. Surorile m-au lăsat și de mine au uitat, și de mine, Doamne, au uitat. Dar mă bucur de copiii mei, care mi-a dus, Doamne, nepoțăi. Și mă bucur de anii copii, care mi-a dus bucurii, care, Doamne, mi-a dus bucurii. Și mă rog la Domnul Sfânt, măi, să mă ții pe pământ, măi, să ajung la nunta lor. Nici atunci aș vrea să mor, nici atunci, Doamne, vrea să mor. Că viața-i tare frumoasă când ai copilași acasă, când ai, Doamne, copilași acasă. Și mă rog la Domnul Sfânt, măi, să fie pace pe pământ, măi, să ajung la nunta lor. Nici atunci n-aș vrea să mor, nici atunci, Doamne, n-aș vrea să mor. Și, Doamne, cât de bucuroasă când vin copiii acasă, când vin, Doamne, nepoți acasă. Scumpa mamă, cu această ocazie să-i doresc multă sănătate, răbdare, putere, să te binecuvânteze Dumnezeu, mamă, cu bucurii să ai de la copii, de la nepoți, să-ți dăruiască zile ușoare spre bătrânețe. Și în ultimul rând, pe toate doamnele, domnișoarele, vă doresc sănătate, iubire, dragoste, stimă, respect în familiile dumneavoastră. În continuare, cu cântecul Ești iubirea mea, s-o întâlnim pe Angelina Rață. Thank you.
Internațională a Femeii este frumoasa și gingașă sărbătoare a primăverii, a primilor ghiocei și a câmpurilor înverzite. Foaie verde pipenoc. Cântă pentru dumneavoastră Carolina Bursache. Sceneta, un sunet pentru mama, cu Dumitru Ursachi și Ana Săsia Stratan.
Vă rugăm puțină liniște și cât mai multe aplauze. Ia că au trecut 3 luni când a venit la Moscova și vreau să o sun pe mamă. Că dă mă rog, ea mai 8 martie. Bună ziua, mamă, ce mai faci, cum l-am atat? Alo, alo, cine sună acolo? Cine se joacă la telefon, măi? Eu, mamă, eu, Gheorghe. Gheorghiță, asta tu ești, mamă. Da, mamă, eu, eu. Și mai faci, cum l-am atat? Da, și fac. Ia că numai așa mult spacă și-am hrănit păsările și-am intrat în casă să achep un borșor. Nu aveau o străghinuță de borșor cu smântânică. Ei, mamă, aș veni eu. Dar până și ajung, mă apuc pe Paștele. Cum cu sănătatea la matat? Da, cum poți și mai, Gheorghețu? Ia ca la 80 de ani în ea, o țâsnă televizor ca să ne mărească pensia. Așteptăm, vedem și-o primit. Ei, de moarte, am măcar pregătită și măi. Lasă, mamă, nu mai vorbi atâta de moase. Dacă ți-o mări pensia, trebuie să trăiești de-al mult 50 de ani. Iaca, hai să mă ajut și pe mine să gătesc casa și construit. Și poate ai vine acasă și mi-ai stat în ziua să trăi niște parare și să cumpăr niște pământuri, să investesc în agricultură. Vină, măi, Gheorghiță, măi, vină, măi, că mama să judecu și poate. Vină, drag, mami, pământ este o grămadă, n-are și nu lucra așa. Roadă, tu m-aș ninișeți. Iaca, tato, ia-s-o pe care de băut, dă-mi-o fi la bară. Știi, 200 de mâini nu-ți mai trezești de animal. Cum ia-s-o pe care de băut? Și tu nu știi cum mai e, mai Gheorghiță? E cu toamnă împlutăi de bătoaile și mare de sat și uite-și doarme-n biș. Iaca, fiți, e oana așa la loc, domintic. L-a scos cu cioară înainte, măi. Cum? Ion a murit? Da, da. Și mai ți-o Vasile tot? Da, că Vasile parcă era dus la Franța, nu? Ah, era? Da. O venit de acasă să schimbi pasportul al românesc. Și Dumnezeu să ierte. N-a mai ajuns cu bine. Eu tot nu înțeleg cum a murit ei amândoi odată. Păi cat în avare sau și-o făcut? Nu știu, măi, Gheorghiță, nu știu. Chiar că vorbesc mere și în mahală, că de București s-au văzut, au băut pe nu știu ce scudășă și dimineața, cred că la țigări, o la foc și-o găsit țanii pe amândoi. Și Ion era de o seamă cu mine, mamă, ți-nchipuri. Dar, de fapt, și Vasile era numai cu vreo 4-5 ani mai mare. Ia că acum se duc de tineri unul după altul. Ia ca și înseamnă băutură. Zi, mamă și tata să oprească. Că dacă ați vin acasă, ați vorbesc eu altfel cu dânsul. Tato, ei, tato, tato șede și vreau pe la barul. Și cheltuie tot pensia până la ultimul bănuț. Și zic, prea nu avem mai, nu avem mai, că avem și noi copii. Și 30 de magă tu și putem. Da, mamă. Dacă geaba-mi strâng gura. Bunii neotăți. Și el a uitat care-i familie, copchii. Lasă-mă, nu din ăsta, eu aș fi mai surd, ei că aveți pașă și sănătate. Și zi-l-o tata să oprească, că vine acasă și a să-i treacă gusturile de tăcere. Bine, măi, Gheorghiță, măi, chin, vezi și tu, ai grijă acolo de tine. Bun, mamă, bun. A, ia că când ieși să uit. Felicitări cu 8 martie, mamă. Iam acasă, a să vin eu la Paști, ori la Cram, a să văd. Chine, măi, Gheorghiță, chine, mulțumesc, măi, mulțumesc. Alo, alo? Gata, s-o oprim.
ansamblul Sfincușor vă transmite cele mai frumoase și mai gingașe urări de bine tuturor femeilor din lumea întreagă și vă propune spre ascultare următoarele melodii. Mamă, câte fete ai și foaie verde spic de grâu. Thank you.
dară cântă poeții. Poezia Mama, recită Anastasia Stătar. Sub stele trece apa, cu lacrima de-o seamă, mi-e dor de ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Mămică, tu grădină, nemuritoare carte, de dor și omenie și cântec fără moarte. Când pâlhav, pom cuprinde și frunza o destramă, mi-e dor de-a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Tot cascăle uriernii cu viforele în coamă, mi-e dor de bărbați caldă, mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-a atinge fața, sau poate a ta năframă. Sunt alb, pătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. Tot pe loc, pe loc, pe loc, se răsară busuioc. Busuiocul fetelor, dragostea nevestelor. Hora Calanor dansează ansamblu de dans popular Izvorăcele. Era femeie,
ca pe femeie. Mă nervam, trăgeam un pul, gata. O familie era dragoste, pace și liniște și era tot bine. Și-a mărușit, nu mai era atât pe-o comandat. Dar tu ești ce refale, cum se fac? Ea nu s-a stricat cu tăia topatică s-a dus în Italia și era mai deschis. Dar ea rapta și un pul, și doi, și trei, dar nu e voia, nici o palmă nu-i păstrage. Și femeie e spurcat. Spurcășiune, spurcășiune, mă fac! Tu ne nu ți-a știi cum e, femeie îi țești, îi lămurești din cuvinte. Nu înțelegi din cuvinte, e crezi din pum! Asta, o familie îi faci, și dragoste. Iar început a mânca la borș, crezi din pum! Iar o familie îi dragoste, pași și liniște. Dar mă ia și timpă, ia mă e un prostit cu fiatul vadică în Italia. Tu știi câtă putere are, Eva? Cât o încapă! Bă, lăluță din mâna, dar așa m-au știut, uite-a să nu fac! Supa! 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 Nu, mamă, nu ai intrat! Iată, să mă odihnim cu leacă! Ei, frumos acasă, oare cum? Frumos acasă, că nu se știe, oare! Alenuțe! Păi, mă, tic, avem și are și supa. Ia să merg, eu știu ce să trebuie. Mama! Și are cu închițășoră! Nu mă urcim, fa! Nu mă urcim, ferit, oameni buni! Nu mă bată, fa! Așa tot! Ferit, oameni buni! Mă urcim! Și cu tine, închițășor! Am mai ajuns să ascuns supate! Dar și pa, asușez m-a ușit? Ieși, nebunatule, zăpășimile de aici, ieși! Auzi, pa? Si! Dar n-ai zis m-a ușit? Cu chețișor, azi pași, bărbați nu spar! Nu numai că azi e 8 martie, dar 365 de zile ale anului să nu le obișnuiți. Altfel, riscați să ajungeți ca mine. Și nu-i bun, nu vă doresc. Dar... Felicia Dragomir! Domnul Dragomir! Poezia Câți mai aveți părinți în viață? Recite Andreea Mironiuc.
sunt bolnav, bătrân, să fiți sprijin și speranță copiilor, iubiți și voi. Câți mai avem părinții în viață, să-i prețuim cum se cuvine, le datorăm iubirea și mistea, grija de azi și cea de mâine. Câți mai avem părinții în viață, să-i facem bucuroși să fie, căci am crescut copii miloși care știu ce înseamnă omenie. Câți mai avem părinții în viață, să îi privim ca pe pomoară, să-i sprijinim cu bunătate când grijurile îi dovoară. Câți mai avem părinții în viață, chiar dacă stăm de ei departe, să le mai cânt un telefon, să le mai scriem câte o carte. Câți mai avem părinții în viață, să-i vizităm cât se mai poate, acum să ne mai facem timp, căci viața tare după moarte. Câți mai avem părinții în viață, să le vorbim cu bucurie, să le vorbim de mântuire, să fim bine și în veșnicie. Câți mai avem părinții în viață, dacă sunt oameni pocăiți, să le vorbim și noi credința și vor fi cei mai fericiți. Câți mai avem părinții în viață, să nu-i lipsim de apă, pâine, să înveți și nepoții lor, să fie oameni cu noi mâine. Stimate doamne și domnișoare, astăzi, pe bun drept și pe bun merit, întruchipați frumusețea, feminitatea, dragostea și căldura, echilibrul în familie și în întreaga societate. Așa vă vede ansamblul folcloric Vatra, care vă propune spre ascultare următoarele cântece. Gheorghe, Gheorghe și Foaie Verde Busuioc. Să-i întâmpinăm cu aplauze! Bye.
este lucrat într-o așa modalitate, exact în ipostaza cum ne-a văzut astăzi. Doamna Elena, cât mai multă sănătate, că dacă nu e, nu e nimic.
Și această primăvară să vă aducă un buchet de fericire. Folosindu-mă de aceasta, vreau să mulțumesc doamnei Angelina Corja, deoarece ea mi-a permis să cânt această piesă a domniei ei. E o artistă, pot să spun, o cântăreață cu nume mare. Și mi-a onorat ca să vă cânt astăzi cu mare plăcere pentru... Iată că încet, încet, timpul a trecut pe neobservate și noi am ajuns la sfârșitul acestui minunat spectacol. Sperăm că v-a plăcut și că v-am adus doar emoții pozitive și de bucurie, uitând de grijile și de plăcerile care, cu părere de rău, încă mai persistă. Vă mulțumim din suflet pentru atenția pe care mi-ați acordat-o pe parcursul întregului acest spectacol și, desigur, pentru aplauze care sunt cea mai mare răsplată a noastră. Pentru dumneavoastră, vă doresc și eu multă, multă sănătate și fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în bază și să vă ocrotească. La revedere și până la noi întâlniri!